Eu sunt Teo și din totdeauna mi-a plăcut să mă joc numai jocuri horror și știți foarte bine asta de pe live-urile mele. Așadar, astăzi am să mă joc un joc horror, dar în viața reală și pe bune, efectiv, chiar m-am simțit ca într-un joc de la The Groază. Și, evident, nu puteam să am un invitat mai bun decât... Mă luam la bătaie cu ei. Păi și vreți să vă zic ceva, mă? Nici nu mai are sens să vă uitați la clipul ăsta, că oricum ne-am speriat absolut deloc. Ia uite-l pe viața mea aici, ce frumos e, ia uite-l. Hai să vedem, okay. Doamne ajută. Batem la ușă sau deschidem? Batem. Mâncați-și gura ta, am crezut că face clanta. Salut! Bună ziua și bine ați venit la Permelin, Escape for Request. Haide, intre voi atunci. Bine, frică, mă pui pe mine primul. Mamă. Na, ce ecou de la nebun. Batem și aici la ușă? Ce s-a închis și cu clientul, ai auzit? Aveți emoții? Nu. Nu, frate, nu ne place așa. Așa am eu vocea tremurată așa. Deci zici că am intrat într-un loc de la abandonat. Bă, vrei să spun un lucru? Din start, felicitări pentru început. Dacă și continuarea e pe măsura începutului, o să fie frumos rău. Eu cred că escaladează lucrurile. Nu știu de ce am eu un feeling așa. Vreau să spun un lucru, deja mă ia puțin găină așa. Eu nu-s fricos, dar îmi place să-mi fac vibe-ul mișto, știi? Eu sunt. Vorbesc serios? Da, mă, eu mă sperii rău. Atunci panic. Adrenalin. Escape Horror Quest reprezintă un concept nou, o locație din care trebuie să evadați timp de 60 de minute. În această locație sunt și anumite personaje live, da? Deci, Dorian, fii pregătit. Avem 3 nivele de interacțiune personajelor cu dumneavoastră. Primul nivel include doar show, deci personajele nu se ating de dumneavoastră, sunt la o distanță super safe. Nivelul 2 sunt cu atingeri ușoare. Personajele pot să vă atingă, sunt într-o distanță un pic mai apropiată de dumneavoastră. Și nivelul 3 e un nivel un pic mai agresiv, un nivel în care poți fi tras de mâină, nu poți fi tras. 3, fratele meu, alegem noi? Ce, mă? Alegem noi acum? Voi trebuie să 3, fratele meu, nu mă interesează, m-ai invitat, eu aleg. Ce vrei, mă, tu filmezi, mă? Vrei 3, mă, fără da, nu? Frate, pe ori go big, or go home, ești nebun. Dă-mi 3, dar fără taser în darea. Și e cu, și cu zzz? Posibil. Bă, da, frate, bă. Dă-i cu toate, dă-i. Bă, 4DX, dă-i să moară Jackstara. Cu apă, cu băieții. Dă-i, mă, să mor eu. Dă-i. Facem maximalul pentru el. Hai, hai. Dă-i pe el, frate. Scuipă-ne, bată-ne. Hai, mă, lasă, frăjeala. Stai că deja mai loc. Nu te moară nimeni, ești de bun. Păi zicea dacă mai dai două palme, da, s-a leșinat. Acesta este locul de așteptare în clinica domnului Morozov. Va trebui să vă semnați și va trebui să vă dau un pix. Un moment, mă întorc și vă dau un pix. Ia pixul, bă, nebunim aici, mă, Doriane, mâncați-i și cura ta. Bătez! Păi, Doriane! Uite cum a piele pe ce probă, bă, că te-ai omorât aici! Băi, Doriane, nu mai pot te vreau acasă, mâncați-i cura ta. Mamă, ce-mi place! Păi, tu ești sadomasul de la mă? Tu... Doriane, nebunesc, mâncați aici. Gata, haide să căutăm astea. Mamă, cât de tare e, tă! Cum băi e tare, ești nebun! Bă, mâncați aștia că vine asta peste noi. Ce tare e, dă-te dracu că nu mi-am aprins telefonul. Vino, mă, haide că nu stăm degeaba aici, hai. Păi, dar mi-e frică! Hai să mergem pe aici? Deci o adupă și mă corie aici, după ăsta aici conștient. Păi, bă, eu nu pot să mă concentrez să caut indicii pe aici, că nebunesc, ești nebun. Păi și ce vrei să facem? Bună, păi, dar pe unde-i? A, pe aici a venit și a pus ăsta aici. Bă, și tu ai vrut și nivelul 3, ne omoară ăștia aici, ne bagă tasere, bă. Da, peste mână, dă-te dracu! Haide, mă, trântește ușa, fii ca mine! Trântește ușa! Bă, nu-i provocat! Haide, vino-mă! Mamă, frate, e incredibil! Măi, nu avem voie aici, vino cu să ne uităm. Crezi? Un pic! Eu așa cred! Mai fără! Bă, locul mie! Bă, e bestial, bă! Băi, doamne! Hai să ne uităm, trebuie să găsim niște indicii pe aici. Bă, țin eu de 6, te uiți tu? Ascultă-mă, eu cred că noi trebuie să-i găsim fișa și să ne dăm seama care-i treaba cu ea. Fișa ei, gen asta care ne-a speriat, gen? Da, vârsta. Băi, ce m-a speriat, de drag. Tu ăsta-i vlog de un oră, de ore și conștient. Dar noi aici mâncăm noi de aici, ce se întâmplă? Ăsta nu mai merge. Popa, gata! Boss, o cheamă ca... Bro, eu cheamă Popa, nu pot să cred așa ceva. Deci fii atent de panică, mi-am dat video recording în greșeală la telefon, tu-ți dai seama? Lasă-mă naiba că tu panică, mă, că tu ai stat numai în spate.
Bă, te bă, Doriane, mi-e frică mâncarea și cura ta nu mai pot. Deci fii atent, eu mă joc jocuri horror, frate, pe live, mă sperii, dar nu mai pot. Și acum sunt într-un joc de ăsta horror live. Dar tine nu alate de-astea ca să creadă că suntem doctori. Am putea? Aici sunt niște câini, mă, niște animale pe perete. Ia, ai încercat să deschizi... Ia, stai, asta, asta, ia vezi, uite. Hei! Buzunar. A, ce, în buzunar, bă? Ia vezi dacă e ceva în buzunar. Da. Aha, aha. Mâncați așa, am nimerit-o. Vezi că am luat halatul bun. Daisy, Teddy, Yoki, Max. Și gen, la fiecare te întreabă vârsta, gen. Și vârsta, cred că o ai în vișerele astea. Stai așa. Ia să vedem. Vârstă 100, uite, la Teddy. Păi de unde știi că-i Teddy? A, pacientul mă, gata. Vezi? Deci Teddy 100. Ține minte, deci Teddy e cât ai spus? 100. Ce 100, mă? Un an, mă, handicapatule, mă, ce 100. Cum? Bă, tu te sperii de mine. Bă, uite mă că e 1-0-0. Un an, mă, handicapatul. A, un an. E un an. Da, mă. Păi și ia, vezi, e o săgeată și pe aici. Uite, mă, uite. 8-1-4 cât? 8-1-4 cât? 8-1-4-2-10. Poate nu e ăsta, mă? Ia stai, mai e vreun cod pe aici? Mamă. Stai așa, vin și eu un pic aici, nu mă speria, te rog eu. Vin un pic de tot. Bă, aici nu e cod, aici nu e cod, e doar doamna. E doar doamna aici. Mă, lasă-o pe doamna, mă, că e la cod aici, clar. S-o luăm invers. S-a deschis, te duci tu primul? Vrei să facem curându-mă, mă duc eu acum primul, după aia tu și tu. Hai și după aia mă duc eu. Aoleu, mâncați ăștia. Aoleu, bă, ce-ai, mă? Bă, ce-ai, mă? Bă, închide, eu închid ușa asta, că vine din spate după aia. Bă, Doriane, stai, după aia. Bă, stai așa ușor că vin lângă tine, mâncați aș vrea pe mine. Eu nu pot mai pot cu asta că mi-e mic și mă strânge și vreau să fiu mobil. Păi hai să lăsăm aici, hai să lăsăm aici jos. Da, păi lăsăm halatele aici frumos. Da. Flash-ul, da. He! Bă, mi-o deschid ei, mă! Mi-o deschid ei! Bine, hai, ține-te semi. Mamă, nu pot să las lumina, mâncați aș gura ta, mi-e frică. Sau eu, deși astăzi tu mă anunți ce și cum. Auzi, știi că ai norocul ăsta? Că filmăm, că dacă nu filmăm... Dacă nu filmăm, era și mai horror. Cinci stare horror pe inamici, a sărit și a fugit, tu ești bun de omorât. 1, 2, 4, 5 a zis. Da, 1, 2, 4, 5 și ești bun de omorât. Da, e că frici. Da, zic. Doriane, bagă repede codul că mă omoară așa! Merge! Aoleu! Repede! Doamne, ferească-mă Dumnezeu, băi Doriane! Nebunesc că eu nu mai ies viu! Deci eu am transpirat, sunt fleașcă! Că eu cred că sunt mai multe, fii atent! Cine va fi nevoie să mă împărțim? Nooo! Dar de... Cineva trebuie să se întoarcă în sala de așteptare! Nu știu, Doriane. Murim, Doriane, mâncat. Mă duc eu acolo, dar nebunesc singur. Mă duc eu? Mă duc eu, Doriane, dar mi-e frică. Deci, unul... Urmați lumina. Cum? Urmați lumina, a zis. Aici, Doriane. Bă, Doriane? Zi. Eu trebuie să intru la doamna aici, mâncați aici curat. Vrei să intru eu? Vrei să intru eu? Hai că intru eu, ce să... Aoleu! Doriane, vino tu pe aici, mâncați aici, nu pot. Vino tu pe aici, că eu nu pot. Rămân eu aici. Vai, Doamne, Dumnezeule mare. Dar oare eu trebuie să fac ceva aici? Ci că stai în lumină și apasă buton, dar nu știu ce buton, stai așa. Ia vezi că trebuie să fie pe ușă acolo, cred. Mă, mâncați. Buton pe ușă? Nu e niciun buton pe acolo? Nu e niciun buton, ia apasă tu. Ah, deci mă sperie asta mică. Aoleu, Doriane, ești ok? Doamne, ce mă sperie asta mică, e bună rău de tot. Întorceți-vă în biroul tata. A zis să mă întorc în birou. Da, deci da, vino aici în birou. Deci înseamnă că am făcut bine, nu? Uite aici. Ia vezi. E ceva aici? Sau trebuie să o acoperim noi cu scrum? Nu cred. Oare e ceva în cartea asta? Nu cred.
Nu. Tata, ești notat ceva în agenda. Ar trebui să fie undeva pe aici. Tata, ești notat ceva. Agenda. Uite-o, mă. Era deschis de prima oară, frate, dar cred că n-am tras eu bine. Că nu cred că au deschis ei ăsta, n-are nicio automatizare. Poarnă? Tot mai multe animale se îmbolnăvesc. Stai, mă, dracu, de capul, eu, deci, ceva trebuie să fie, știi de ce trebuie să fie neapărat în agenda asta? Pentru că de jur împrejur e întuneric și, în mod normal, nu ai nevoie cu... Oh, shit, știi? Fuck! Știi? Deci, practic, singurele indicii l-am pe care găsit, le-am putut... imbecilul va suferi, poliția nu face nimic, numai din cauza mea, oare ar fi datele? Nu știu. Oh. Oh. Bine? Cum s-a făcut pielea lui? Am făcut bine, oare? Da, uite. Da, dă-te în cât de tare. Hai să încercăm, oare? Uite, 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 ni s-a luminat singur. Apasă toate butoanele în același timp. S-a deschis. Nu. Dă mie. Și trage. Aha. Aha. Bă, cred că mi-a deschis cineva ușa, bă. Nu, frate, te-a prins. Doriane, ce e asta? Acum e acum. Încă ți-ai curat, da. Uite, crezi că-s legat de astea, bă, dar bă, aici. Știi de ce nu? Bine! Doamne! Bă, cred că am făcut hernie la cât am urlat. Doamne, bă, mă! Eu vomit, mă, la cât am urlat. Da, da, cred. Ești tu, dar de fericire că e super mișto. Mă, de fericire, ești nebun! De ce te ascunzi după aia? Păi cum? Bro, pe mine m-a luat amețeala. Pe mine m-a luat amețeala. E mai bine să vedem cu mine. Doamne, ce trebuie să facem, bă, aici? Asta e așa, bones of the dog. Aici e vacă. Aici e cal. Aha. Ceva și aici. Cred că asta e ușa, nu? Da, dă uite, ia fii atent, ia stinge lumina asta de la telefon. Și uite, avem lumină practic doar aici și aici. Atlasurile anatomice sunt foarte interesante. Atlasurile anatomice sunt foarte interesante. Ia să le încare. Oh, 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 oh. Băi, mâncați aș, dacă vine cu cățel aici, la după cheluțul. Eu sper să... Nu, n-are cum, n-are cum. Mă, dar ce atlasuri? Oare astea, mă, Dorian? Ia, ia! Ia, vezi, băiat! Uite, uite, s-a prins asta! S-a prins asta, bravo, bravo! Tati, tati ascultă câte ceva în cărți! Ascundea câte ceva în cărți! Stai că avem aici ceva! Astea-s oase, deci n-am treabă! Eu sunt transpirat flash, că mă, nu mai pot, ești nebun! Deci cred că am părul lărcă! Oare trebuia să... Oare, cred că la lumina asta! Da, 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 da! Uite, bă, atlas! Uite! Hai, băiat, mă! Cartea cu titlul animalului este mai diferită. Cu titlul animalului? Cartea cu titlul animalul? Da. Ioan Slavici Mara, mamă. Asta am învățat. Mâncați-a și eu am citit Mara, ești nebun. Ia, ia. Asta e atlasul. Animal, animal, uite. Mâncați-a și curata cum arată. Ma, e un card, ok. Mamă, deci am numai pielea de găină pe mine. Uite-te cum sunt, ești nebun. Când îl aud pe ăla cum vă suflă. Ia vezi, aici, în ăsta? Nu. Aici, nu. Oh. Ha, uite. Trebuie să intrăm pe aici, am mâncat ieșura. Da. Dorian. Da, te dracu, vrei să mă duc eu primul? Nu, mă duc eu. Ai venit, ai intrat tu primul, hai să facem fel. Intru eu acum. Dar cum ții camera? Vrei să-ți țin eu? Nu, las că mă descurc, văd eu. Hai de mine, eu și genunchii mei. Nu, o să-mi iasă cineva și eu o să-mi fac infart. M-am ajuns până aici, de aici. Trage! Trage mâncația și inima ta, numai nu trage noi. Au! 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 Stai! Exit, da! Uite, da, exit! Ai indiciu aici, nu se deschide, ai indiciu, de la indiciu. Unde? Aici? Da. Aoleu! Scrie, stai așa, ce scrie mâncația? Am pus mâncația și de la atinge de ușă semnul și apare un buton negru. Ce? Apare un buton negru acolo, ia, atinge-l de ușă, ia, vezi. Aaaaaa! Aolo! E efectiv un buton negru, e un cerc negru colorat tot negru. Aici, dar mai ai nevoie de ceva. Auzi că mai ai nevoie de ceva. Stai așa să văd dacă e ceva pe aici, Dorian. Păi crezi că era un bol mâncare. Păi da, pe ăla scrie. Deci scrie atinge de ușă semnul și un cerc colorat cu negru. Ia bolul. A, da, bă. Ia, uite bolul și vezi că are un pe spate ceva. He, 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 bă, Dorian, că vine cineva în spate. Viața mea, boule, unde am... Aaaaaa! Ce? Aaaaaa!
A venit după mine, nu? Fii atent, fratele meu, că eu m-am născut inginer. Vrei să blocăm ușa? Păi da, nu am la filmele horror. Bă, uite ce-i popat. Vai, dar uite-te. Vai, ferească Dumnezeu. Bă, iau un pic de loc să mă... Păi asta, fix asta voiam să zic, mă jur. Mă jur că fix asta voiam să zic. Da, dar unde? Și acum, încerca să intre. Aoleo, bă, ce vibe. N-a fost niciodată așa creepy în nicio cameră. Auzi și tu, nu? Da. Ai verificat sub pat? E cineva, Alice. Aaaa, nu! E cineva! Vechie, cred că e sub pat! Doriane, mă pun la perete, mâncați și nu mă mișc. Mă, dar de unde? Da, știi unde, nu? Unde? În spatele hainelor aici. Viețile mele, ajutor, mă, cabajoa. Dacă nici acum nu da subscribe, nu știu când. Mamă, chiar că să dea, dragi. Da, mă. Deci, e sub asta, uși aici. Uite. Aha. Ia încearcă să împingi de ea. Nu merge, e închisă. Eu cred că trebuie să găsim cine e ascuns aici, mă, gen. Că ai văzut, ne place să ne știm de-a față ascunsă. Păi ia băiatul meu, că tu ăștia nu știu un lucru, că tu ești aici cu The Rock. Nu e, nu e nimeni, nu e nimeni. Uite, blog pentru desen. Auzi, mă? Dar oare ăsta? Uite, bă, Doriane, e o ușă și în spate aici. Uite, vezi că e un X aici? Vezi că e un X aici? Mie îmi cad și pantalonii după mine, mă. Mamă, mi s-a făcut și foame de frică. Mă, dar nu înțeleg unde ar putea să mai fi. Nu avești crea chestia asta. Nu pot să-mi dau. Dorian e întuneric. Stai pe loc. Dacă mai ia cineva de picioare, oricum am leșinat. E verde. E verde, ai grijă. Haide! Mamă! Bună! Ce faci, viața mea? Mi s-a stins lumina mie. Eu cred că e moartea ta, nu viața ta. Mi-a dat în nas, fucking nas, ești nebun. Dar te-ai lovit? Nu, că e o păpușă, dar mă pe mine, ești nebun. Vai, dacă m-a ieșit bro de pe aici. Unde e păpușa mea preferată? Băga mea și picioarele, trebuie să iau păpușa aia. Care? Cu care mi-a dat în nas, te-am spus. Pe aia că vin cu tine, că nu ne despărțim, suntem împreună aici. Aha, wow. Aha, și acum e acum. Aici dăm, cred că tot înspre intrare acolo. Mamă, știi ce e asta, nu? Ce? Acolo unde alerga ea și da. Mâna la zăvor. Ai auzit că a intrat cineva, da? E acolo. Uite. Aoleu. Se dă leag în viața mea. Vai, da, viața mea. Mai e și fum, mai. Dă-mi un pic de ce lacrimi am. Deci uite de ce lacrimi am. Sunt fericit și același timp super panicat. Dar trebuie să trecem pe lângă ea, știi, nu? Bună. Stai, nu, să mor eu dacă fac ceva. Aoleu. Bine că te ia pe tine, că eu sunt mai așa. Păi ce facem? Mergem înspre ea? Da, mă, cred că trebuie să o urmărim în joc. Aoleu, băi, bro. Bă, Doriane, să nu vină cineva din spate, că eu nu văd, nu vezi, nu se vede de fum. Vezi că s-au sunt dreapta? Păi și oare trebuie să mergem înspre, gen, acolo? E un buton aici. Bă, bro, dar cum faci? Bă. A venit ăla să moară Jackson. Nu cred. Nu pe aici. Hai de cap. Nu pe aici, Doriane, trebuie să vă înapoi. Vai, Doamne, Dumnezeule mare. Deci ce știi sigur că n-are legătură cu asta aici? Mă, eu nu cred. Domnul ăsta, sau ce? Dar nu cred că e de panică, că nu. L-am rotit și a ieșit. Dracu, tu să vede, vai, Doamne. Deci fii atent, vină cu aute, uite, filmează. Deci, bă, stai că ne sperie asta iar, Doriane. Păi ce să mai, ne-am oprit. Apeși, da. Rămâne băcat, da? Da. Și când rotești, iese. Aha. Crezi că e for nothing? Nu e de... Asta e doar intrarea ei, mă. Eu cred că trebuie să ne întoarcem și să găsim cheia pe acolo. Da, poate da. Poate că ceva a murit acolo. Poate că ceva a murit acolo? A zis? Da, dar unde? Aha, exact. Așa, și mai e unul aici, în caz că... Uite aici. Dar nu, ăsta e. E... Aici la tranșa, bă. Da, bă, e ăla din video. Mamă, iar vezi fum, ne dă cu fum, ne intoxică. Am niște pastile aici odată. Dar am un... ce e ăsta?
forceps, cred, frate, ești nebun. Faza e că și aici sunt multe ustensile din asta, gen. Uite, e ăsta. Trebuie să încercăm să ne dăm seama ce e de făcut, ca după aia să vedem ce luăm de aici, știi? E aici un lacăt cu cod din 4 cifre. Avem odată un cod din 4 pe verde. Nu. 5 din negru. Aici nu mai e nimica. Uite, ia, aici am urmă. Uite, unul aici, 10. Bravo. Deci astea cred că sunt toate. A patra cifră, 5, ori e prima. Stai așa, deci. Merge? Da, mă, da. Bravo, bă. Bravo, mă. Aoleu, lumină. Stai pe loc. Bine, în spate, te. Aoleu! Dorian, eu mă duc aici, am mâncat țești gurat. Nu știu ce. Aoleu. Nu da! Să nu-mi dai și mie cu de la, te rog! Stai! Să nu-mi dai cu ăsta, te rog! Nu da! Bă, mai poți... Nu iar-o! Mamă, ăsta e nebun rău care a venit. Ia, e un duș, stai. Păi hai să facem un duș, ești nebun? Un furtun lung, nu mai râde. Vai de capul meu. Oare trebuie pus ăsta undeva? Mama, pe tata să aveți toți banii. Pe mine, mi-a dat un pic pe fund. Am vrut eu level 3, ești nebun. Eu i-am zis, te rog eu numai dacă mor. Ia încearcă să pui ăsta acolo. Uite ăsta aici. Nu. Tu? Bă, Doriane! Doamne Iisuse Hristoase! Băi, bossule! Ia zi, notă! Tu transpirat tot, uite-te! Mamă, ia vezi aici! Bodybuilder! Bă, frate, sunt transpirat tot ce bodybuilder ești nebun! Dă-mi voie să strâng mâna, felicitări din suflet pentru ce ați făcut aici! Bă, chiar tare rău! Eu am urlat acum ultima dată, nu te rog, fii mai în blând așa! Dar bă, Doriane l-a luat, era asta Hercule versus Spartacus, ești nebun? Dacă nu era, mă luam la bătaie cu ei. Deci, nenorocit ăsta ultimul, ți-ai transmis felicitările mele, nu știu cine. Băi, frate. Eu am urlat la el și nu m-am mai curentat, te rog, că mi-a dat o ciupitură aici, dar ai zis că mor acolo. La fătuca aia, mă. Nu, incredibil. Vă sperăm că v-a plăcut, frate. Nu, ne-a plăcut, păi, care-i diferența, fiți atenți, trebuie să ne asumăm. Le mulțumim din suflet că ne-au lăsat să filmăm. Dacă n-aveam flash-urile de la telefoane, totul se transforma în ceva, în primul rând, mult mai horror. Vă pup, băi, aveți grijă de voi. Vă iubim.